Mulțumesc, doamnă președintă. Voi prezenta declarația politică cu titlul Cine uită nu merită. Stimate colegi, stimați colegi, cuvintele ce dau titlul acestei declarații aparțin istoricului Nicolae Iorga, un mare român prin întreaga sa creație și un european prin vocație. Ele au fost probabil destinate tuturor românilor ca un apel atemporal la memoria suferințelor prin focul cărora s-a clădit identitatea noastră națională de-a lungul secolelor. Ieri am sărbătorit 99 de ani de când, printr-un act de mare curaj al unor români basarabeni, Basarabia revenea în hotarele ei firești. Până a ajunge la momentul 27 martie 1918, România însă a trecut prin momentele dramatice ale retragerii întregii sale administrații centrale la Iași. Cu toate acestea, prin efortul supraomenesc al armatei, prin jertfa a sute de mii de eroi, fii, frați, tați și bunici, și prin consens politic, dintr-o Românie rămasă în câteva județe, s-a construit România Mare în hotarele străbunilor. Acest lucru nu trebuie uitat. Zilele trecute, pe 25 martie, s-au aniversat 60 de ani de la semnarea tratatelor care au pus bazele celui mai important și îndrăznesc proiect politic în plan economic, la nivel european. Un proiect al unității în diversitate, menit să îngroape orgoliile și rivalitățile naționale, care măcinaseră continentul european prin războaie de uzură, dar mai ales prin cele două conflagrații mondiale. Nevoia de unitate și cooperare s-a născut din nevoia de supraviețuire a națiunilor Europei, de la gintă la trib, de la trib la uniuni de triburi, apoi la orașe-state, ligi, regate, state naționale și uniuni comerciale, s-a constatat că puterea rezidă în unitatea și umanitatea noastră. Și asta nu trebuie uitat. Constatăm însă că în ultimul deceniu, tocmai unitatea și cooperarea au fost supuse contestării permanente, tocmai de către cei care au uitat de unde am plecat. Deja britanicii, mai sceptici prin natura lor, au părăsit Uniunea Europeană și se pare că membrii fondatori decid să schimbe vitezele de funcționare. Statele din Est nu au uitat ce înseamnă separația din timpul războiului rece și de câți ani a fost nevoie pentru ca Estul să recupereze decalajele create de vitezele diferite de dezvoltare. Un astfel de lucru nu mai poate și nu mai trebuie să fie acceptat. La începutul anilor 90 a căzut infama cortină de fier și ne-am bucurat de libertate. Să nu lăsăm ca acum, asupra Europei, să se aștearnă un văl al ignoranței trecutului. Vă mulțumesc, Andrei Nicolae, deputat, circumscripția 31, Vălenii de Munte, Prahova.